Orașul Căușeni este situat la sud-estul Republicii Moldova și reprezintă totodată reședința raionului cu același nume. Evoluția orașului Căușeni și dezvoltarea sa teritorială de-a lungul timpului a determinat împărțirea acestuia în câteva componente esențiale. La sud, Căușenii vechi, Căușenii noi, Mocana, Broasca și Ciocana, iar la nord, Valea Botnei, Botna de Sus, Valul lui Traian, Gara Căușeni și Grigore Grigoriu. Ulterior, prin comasare, fiind formate trei regiuni principale ale orașului, Căușenii vechi, Micro și Centru. Orașul Căușeni dispune de o rețea de drumuri auto și feroviare de importanță națională și internațională, lucru ce oferă un șir de avantaje pentru dezvoltare. În zona centrală a orașului sunt concentrate clădirile administrației publice, instituții social-culturale și întreprinderi care prestează servicii la nivel urban. Sectorul Căușenii vechi reprezintă o proeminență ramificată care se întinde de-a lungul străzii Ștefan cel Mare. Această parte a orașului este o zonă predominant de locuințe individuale cu regim redus de înălțime. Un număr mare de obiective socioculturale, clădiri de locuit, instituții medico-sanitare și de învățământ sunt amplasate și în sectorul micro. Sistemul educațional al orașului Căușeni cuprinde 6 instituții preșcolare, o școală medie de cultură generală, 4 licee teoretice și o școală polivalentă. Investițiile în educație sunt o prioritate pentru administrația publică locală din orașul Căușeni. Acestea vizează modernizarea unităților de învățământ, amenajarea locurilor de joacă, dar și dotarea lor cu echipamente atractive care să-i capteze și să-i determine pe copii să petreacă mai mult timp făcând mișcare în aer liber. Reabilitarea, extinderea și dotarea grădinițelor vizează creșterea calității și atractivității educației preșcolare prin dotarea cu echipamente didactice, echipamente IT, modernizarea utilităților și crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități. Spațiile interioare ale grădinițelor au fost modernizate, astfel încât ele se corespundă cerințelor actuale din punct de vedere al siguranței și să garanteze îndeplinirea unui act educațional de calitate. Sportul reprezintă un domeniu de prioritate în orașul Căușeni, la fel ca și educația, medicina și cultura. Realizând acest fapt, administrația publică locală dezvoltă acest sector și implementează mai multe activități pentru populație. Reprezentativ pentru orașul Căușeni din punct de vedere hidrografic este râul Botna, care are o lungime totală de 150 de kilometri, dintre care 10 kilometri străbat teritoriul orașului. Botna este unul dintre cele mai mari râuri interne ale Moldovei, al patrulea cămărime după Răut, Cogâlnic și Bâc. Cea mai mare parte a locuitorilor trec zilnic peste acest pod. El este principala arteră care leagă o parte a orașului cu centrul lui. Peste Botna sunt construite câteva poduri, atât pietonale cât și pentru transportul auto, iar pe malul râului a fost amenajat parcul principal al orașului.
Pe lângă evacuarea deșeurilor, râul Botna a fost adâncit prin lucrări de curățire a Albiei, fapt care a crescut capacitatea de scurgere în cazul fluxurilor mari de ape. Orașul Căușeni este foarte activ la nivel local în ceea ce privește colectarea și gestionarea deșeurilor. Cetățenii sunt îndemnați să cultive un spirit responsabil față de mediul înconjurător și să conștientizeze acele probleme care pot fi soluționate prin atitudine, deprinderi și implicare participativă. La fel ca și alte orașe ale țării, Căușeni se confruntă cu o serie de probleme în mai multe domenii, însă se fac mereu pași spre schimbare. Totuși, amplasarea favorabilă, potențialul uman și extinderea mediului de afaceri din ultimii ani sunt aspecte pozitive pentru oraș, iar administrația are obiectivul să valorifice cât mai eficient resursele de care dispune. Locuri de joacă și de fitness, alei pietonale, parcuri amenajate și dotate cu mobilier urban de calitate reprezintă numai câteva dintre reperele unei investiții publice care completează un oraș în plină dezvoltare. Deși afectat de migrație, dar și de alte fenomene demografice comune, în prezent orașul Căușeni are peste 16.000 de locuitori. Oamenii sunt valoroși și contribuie enorm la crearea unei societăți prospere, dovadă fiind atât inițiativele civice cât și antreprenoriale. Căușeni este un oraș în plină transformare, proces ce va continua și în perioada următoare. Obiectivele, prioritățile și proiectele viitoare urmărind diversificarea domeniilor de acțiune. Încă din cele mai vechi timpuri, Căușeni a avut o importanță strategică, atrăgând aici mulți oameni. Prin oraș trecea prima cale ferată, care lega în 1877 orașele Bender și Galați. Astăzi, la intrarea în oraș, ca simbol al industrializării, stă unul dintre primele tractoare. Orașul Căușeni trece prin schimbări, se transformă și se adaptează necesităților actuale ale locuitorilor, astfel încât să aibă un nivel ridicat de accesibilitate și servicii cât mai calitative. În toată această transformare, orașul este definit de creativitate, fiind atrăgător pentru vizitatori, investitori, dar și locuitori.